Curtea de apel Craiova a admis miercuri cererea de suspendare provizorie formulată în cazul deciziei de faliment a Regiei Autonome pentru Activități Nucleare. Administratorul judiciar a contestat decizia judecătorului sindic din cadrul Tribunalului Mehedinți, luată în data de 28 ianuarie. Nouă ni s-a părut plicit hotărârea judecătorului sindic de a declara falimentul RAN. RAN intră în faliment după ce se vor rezolva toate problemele legate de salariați, de apa grea depozitată în Romac Prod, de problemele legate de mediu. Cred că prin hotărârea Curții de Apel de suspendare a acestei decizii se creează timpul normal pentru a obține toate autorizațiile și toate actele normative ale Guvernului României pentru intrarea până la urmă în normalitate. Nu pot să declar un faliment în condiții în care problemele Regiei pentru activități nucleare nu au fost rezolvate. Noi cerem o lungime de timp, chiar dacă falimentul RAN este previzibil, dar nu îl declarăm așa de dragul declarării. Totodată, magistrații craioveni au admis și cererile de intervenție accesorii formulate de Primăria Drobeta-Turnu-Severin și Consiliul Local prin Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică. Asta înseamnă că serviciul va funcționa în continuare, iar severinenii vor primi apă caldă și căldură până la sfârșitul iernii. În momentul în care, prin decizia judecătorului sindic, s-a anunțat falimentul, toată lumea a suit pe Regia de Activități Nucleare pentru că se denunțau toate contractele și mă refer aici la Complexul Energetic Oltenia, mă refer la ANRE, mă refer la Transelectrica, mă refer la CES. În momentul în care am obținut această suspendare, avem timpul necesar la dispoziție, până la urmă ceea ce vă interesează pe dumneavoastră, să scoatem cetățenii Severinului din această iarnă. Activitatea termocentrale, activitatea de producere a energiei termice trebuie să funcționeze. E un caz special, un caz de forță majoră și nu ne jucăm cu soarta Severinului. În perioada în care falimentul RAN este suspendat, administratorii companiei trebuie să clarifice situația salariaților disponibilizați care nu și-au primit toate drepturile convenite prin contractul colectiv de muncă. Situația angajaților de la termocentrală, care lucrează în această perioadă pentru furnizarea agentului termic către populația din Drobeta-Turnu-Severin, dar și situația unității de management a apei grele de la sucursala Romag Prod.